Ești pasionat de tehnologia viitorului? Urmărește acest video până la final și îți vei îmbogăți universul cunoașterii. Hai să vorbim azi despre una dintre cele mai futuriste idei pe care umanitatea a îndrăznit vreodată să le viseze, panouri solare în spațiu. Sunt sigur că așa ceva va fi fezabil peste 1000 de ani, dar azi ne interesează foarte mult în ce măsură propunerea este fezabilă în timpul vieții noastre. De aceea ne vom murdări mâinile cu detalii tehnice. Cât de mare trebuie să fie panourile solare, cum se transmite energia către pământ, câtă energie este și, mai ales, cât costă. Maestre Banda. Energia este baza atât a vieții, cât și a oricărei civilizații. Puțină lume știe de ce. Din cauza principiului al doilea al termodinamicii. Acesta spune că, lăsat de la sine, un sistem evoluează către starea de entropie maximă. Iar entropia este dezordine. Simplu spus, fără intervenția unei mâini ce face curățenie, praful se așează peste tot. Viața reprezintă o luptă cu entropia, deci cu dezordine, până când moartea câștigă. În ciuda a ceea ce spune, principiul al doilea al termodinamicii permite totuși ca entropia să scadă într-un loc, deci să crească local ordinea, dacă se creează mai multă dezordine în altă parte, în așa fel cât entropia totală să crească. Pentru asta însă, spune același principiu, este nevoie de energie. De aceea plantele consumă energie de la soare, pentru ca local să crească ordinea, pe care noi o recunoaștem în frumusețea plantelor. Civilizațiile nu fac excepție. Pentru a crea tehnologie, televizoare, mașină, inteligență artificială, deci ordine locală, ele trebuie să consume energie. Astăzi, civilizația umană folosește într-un an o energie totală care este egală cu aproximativ 15% din toată energia solară ce cade pe suprafața Pământului în decursul unei singure zile. Simplu spus, în principiu, soarele ne poate acoperi nevoia de energie, rămânând suficient pentru restul vieții pe Pământ, plante, animale și așa mai departe. Energia solară are și avantajul că nu produce dioxid de carbon în atmosferă, de aceea folosirea ei ar ameliora procesul de încălzire globală. Vedem asta prin numărul crescut de case sau locații ce folosesc panouri solare. Panourile solare nu funcționează noaptea. Mai mult, eficiența lor scade drastic pe vreme înnorată sau atunci când razele de lumină nu cad perpendicular pe panou. Ce putem face? Le putem trimite în spațiu. De acolo, ele primesc aproape mereu lumină de la soare, libere de constrângerile norilor și ale ciclului zi-noapte. Conceptul nu este nou, datează din anii 1960, când a fost propus de inginerul Peter Glaser. Planul, plasarea unor panouri solare gigantice, în orbită geostaționară, la aproximativ 35.000 de kilometri deasupra Pământului, unde pot să se bucure deplin de gloria luminii solare. De ce orbită geostaționară? Pentru că aici sateliții cu panouri ar avea aceeași poziție față de suprafața Pământului. Și în felul acesta ar transmite energia țintit către Pământ, în centre special construite pentru captarea și integrarea acesteia în rețelele electrice, spre a putea fi transportată apoi către beneficiarii finali. Practic, centrale electrice orbitale ar converti energia solară în microunde sau raze laser, apoi ar trimite acea energie fără fir înapoi pe Pământ, pentru a alimenta rețelele electrice din întreaga lume. Fără poluare, fără combustibil adițional, doar energie curată, aproape infinită pentru nevoile noastre curente. Sună science fiction, nu-i așa? Ei bine, conceptul este studiat în modul cel mai serios de marile agenții spațiale din lume. Agenția Spațială Europeană, de exemplu, prevede ferme solare uriașe, ansamblate pe orbită, din părți lansate cu rachete reutilizabile și ieftine. Nu sunt panouri solare obișnuite, ci aranjamente extinse, care ar putea acoperi zone mari cât un oraș. Teoretic, un singur satelit plin cu panouri solare ar putea genera gigawatts de energie, echivalentul producției unei singure centrale nucleare. Panouri fotovoltaice? Vrei și tu să instalezi? Încearcă EcoSolaris. Este o companie ce oferă echipamente și panouri fotovoltaice de ultimă generație, care te ajută să economisești energie. Optează pentru soluții eficiente și durabile, care garantează o producție optimă de energie solară. Profesionalismul și experiența echipei de peste 18 ani asigură o instalare rapidă și singură.
În felul acesta, îți transport locuința sau afacerea într-o centrală energetică autonomă. De asemenea, beneficiile financiare sunt semnificative, cu reduceri notabile ale costurilor de electricitate. Cu EcoSolaris vei obține suport continuu și consultanță specializată, astfel încât să ai parte de cea mai bună experiență. Vizitează acum site-ul ecosolaris.ro pentru a afla mai multe informații. Link în descriere. Panouri solare în spațiu? Da, dar să privim și schema tehnică pentru a vedea dacă este fezabil. În cele mai multe propuneri, panourile solare s-ar întinde în spațiu pe zeci de kilometri și ar cântări zeci de mii de tone. Există și alte propuneri, cum este Casiopeia, care ar fi o structură elicoidală cu un diametru de aproape 2 km. Pentru comparație, Stația Spațială Internațională, cel mai mare corp fabricat de om aflat pe orbită, are dimensiuni de aproape 100 de metri, cât un teren de fotbal. Lansarea și întreținerea unor structuri atât de masive în spațiu este extrem de costisitoare. Construcția și lansarea unui singur astfel de satelit, capabil de a produce energie cât o centrală nucleară, se estimează a fi multe zeci de miliarde de euro. Pentru comparație, bugetul României într-un an este de aproximativ 70 de miliarde de euro. Energia însă, odată captată, trebuie trimisă pe Pământ. O variantă e cu laser. Costă mult, e cam ineficientă și nu prea vrem războiul stelelor. O alta, mult mai eficientă economic, este să convertim energia electrică produsă de panouri în microunde și să trimitem fascicul de microunde către antene receptoare aflate pe suprafața Pământului. Avantajul este că atmosfera Pământului este aproape transparentă la aceste frecvențe. Pe de o parte, asta înseamnă pierdere de energie la conversia către microunde. Pe de altă parte, cât de mare vor fi antenele receptoare? Se estimează că aceste stații de la sol ar trebui să fie vaste, de sute de kilometri pătrați în suprafață. Desigur, în spațiu, sateliții orbitează în jurul Pământului. Asta înseamnă că ei trebuie să-și orienteze panourile către Soare și antenele de transmisie a energiei către stația receptoare de pe Pământ. Panouri solare în spațiu? Soluția suferă de câteva probleme inerente. La o suprafață de 10 sau sute de kilometri pătrați a panourilor, riscul de impact cu meteorii sau deșeuri spațiale este semnificativ de mare. Chiar dacă pe acei sateliți vor fi construiți roboți care pot repara acolo unde se poate, la intervale regulate vor trebui trimise misiuni specializate pentru a repara și întreține sateliții de pe orbită. La asta se pot adăuga și probleme sociale. Lumea se poate întreba, oare nu este mai bine să folosim acele terenuri de zeci de kilometri pătrați pe care se întinde antena receptoare în scopuri mai potrivite, să zicem, agricultură? Iar apoi, cum rămâne cu radiația cu microunde ce vine din spațiu? Are o frecvență de câțiva gigahertz, precum cea din cuptorul de microunde sau din ruterele Wi-Fi. Nu ne face rău. Importantă este densitatea de energie. În dreptul antenei receptoare, aceasta va fi de câteva sute de watts pe metru pătrat, cam cât energia dată de soare într-o zi însorită. Pentru lumina vizibilă, nu ar fi o problemă. Pentru că este însă o radiație cu microunde, altele sunt limitele. În mod obișnuit, pentru aceste frecvențe, limita de expunere este adesea stabilită la aproximativ 10 W pe metru pătrat. Radiația ce ajunge în dreptul antenei receptoare va depăși atunci cel mai probabil limitele de siguranță. Degeaba s-ar putea explica că este interzis de a merge în zona antenei și faptul că radiația nu va ajunge în alte zone. Lumea se va simți în nesiguranță. Sunt panourile solare în spațiu o soluție? Nu cred că în timpul vieții noastre. Pe de o parte, costurile de zeci de miliarde de euro pentru un singur satelit, care ar da energie cât o centrală nucleară, vor deveni în practică chiar mai mari, dacă se ia în calcul întreținerea. Să privim realiști. Au trecut peste 50 de ani de când a pus piciorul pentru prima oară pe lună și abia acum încercăm din nou. Civilizația omenească face pași mici, inclusiv cu temeri către noile tehnologii, așa cum vor fi și antenele cu microunde. Îmi imaginez că, în mod practic, o soluție aici pe Pământ este mai fezabilă, cum ar fi ferme pe suprafața oceanelor, să spune. Chiar și așezate pe Pământ, cum se face acum, panourile solare nu iau prea mult din terenul dedicat agriculturii. Uniunea Europeană a avut și propunerea de a crea ferme solare în Sahara, însă aceasta a căzut din motive politice. Africa Centrală este instabilă,
dar și tehnice. Eficiența panourilor solare scade la temperaturi ridicate. Tu ce crezi? Scrie în comentarii. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, vă doresc numai de bine. La revedere!